știu că ai postat mesajul pe rețelele de socializare pentru Simona. Pe Simona, noi ca români și pe tine și pe toți sportivii noștri iubim foarte tare. Da, și vreau să te întreb ce sfat ai avea tu pentru un sportiv, nu neapărat, vorbim la modul general, care trece prin acest lucru? Să-și păstreze cumpătul și să stea cât mai departe de presă și de informațiile care vin din exterior, să se focuseze foarte mult la persoana ei, lui, și să stea cu familia, pentru că familia e singura care îți va fi aproape în orice moment al vieții. Și cu siguranță că atât timp cât tu știi despre tine exact cum ești, va ieși adevărul la iveală exact cum îți dorești tu. Dacă ai trece printr-o situație de genul tu, ai face lucrurile astea sau, nu știu, te-ai panica foarte tare? Dacă aș trece prin un lucru asemănător, bineînțeles că puțin alarmat aș fi, dar dacă aș ști că sunt nevinovată și știu că nu am făcut nimic greșit, aș rămâne liniștită și m-aș baza foarte mult pe echipa mea care s-ar ocupa de toate procesele respective și aș fi pozitivă că va ieși conform stării mele și conform ceea ce am făcut eu, adică nimic. Care a fost cea mai mare provocare din cariera ta de până acum? În ce sens? Că sunt mai multe provocări care pot fi ca pentru un sportiv. Cum vrei tu? Spune-mi așa, care ți s-a părut totuși ceva care te-a pus la încercare? Uite, psihic mă gândesc și fizic. Dă-mi una psihică, una fizică. Păi o provocare aș putea să o cumulez, să fie un fel de psihofizică. În momentul în care am avut foarte multe accidentări, am vrut să renunț la sportul de performanță pentru că nu îmi dădea nimeni șansa că mai pot reveni. Inclusiv starea mea fizică era la pământ și automat psihic eram la fel. Și atunci a fost o provocare foarte mare cu ceea ce voi face cu viața mea după tenis. În condițiile în care aveam doar 25 de ani și puteam să mai joc mult și bine. Și atunci am urmat doctoratul, cursurile doctorale, 3 ani de zile, gândindu-mă că mă va ajuta foarte mult pe viața, pentru viața mea de după tenis. Și a fost o provocare foarte, foarte grea, interesantă, dar mă bucur că n-am renunțat și că printr-o minune am putut să-mi continui sportul și să ajung la un nivel, la cel mai mare nivel din cariera mea, locul 20 mondial. Așa că... Pun o întrebare, ce ar trebui să facă oamenii, fanii, în momentul în care ne întâlnim cu o situație de genul în care se află Simona acum? Ce ar trebui să facă fanii pentru idolul lor? Să o susțină, pentru că, în primul rând, ea trebuie apreciată pentru performanțele ei sportive, pentru că ea a dus atâtea lucruri țării noastre benefice și este o legendă a tenisului, nu numai în România, mondial. Și ar trebui să fie susținută. Viața privată este viața privată, rămâne la o parte. Trebuie apreciată în primul rând ca sportivă și susținută, repet. Și apoi se va vedea la final, dar ar trebui să o susținem cât mai mult și să... Am văzut câteva știri așa în care au mai dat în ea. Păcat, pentru că este o sportivă și lumea a apreciat-o mereu și ar trebui susținută fără dar și poate și în aceste momente.